fost roaming deci, mult. Domnul secretar, dacă acest proiect se votează și nu este, nu respectă legea, înțeleg că nu va primi vizlegalitate, dacă va fi contestat, el va cădea și taxele se vor mări la nivel maxim. Așa este? Dacă, dacă într-adevăr... Bine, o să bun. Puneți amendamentul, lăsați ducere în eroare. Bine, eu v-am adus la cunoștință ceea ce se poate... Da. Stați fără grijă, că mi-asum. Ne asumăm. Bine, haideți. La vot atunci. Bine că am făcut mențiunea asta. Vă rog. Am o întrebare înainte să punem la vot. Dacă nu trece proiectul și până la sfârșitul anului nu se aprobă niciun HCL, vor fi taxele maxime. Corect, domnul secretar? Nu până la sfârșitul anului, până astăzi. Atenție. Dacă până la sfârșitul acestei zile nu se aprobă taxe și impozitele pentru anul 2023, se va aplica cota maximă, se va aplica valoarea maximă din codul fiscal. Deci supunem la vot proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2023. Da. Domnul Apostolache Adrian Ștefan. Da. Pentru. Domnul Dobre Liviu. Abținere. Cu motivația procesului Daniela. Doamna Dumitriu Daniela. Cum zice șef? Bun. Domnul Florea Vasile. Pentru. Doamna Ilie Florica Dorina. Pentru. Domnul Nedelcu Eugen Constantin. Abținere. Domnul Nedelcu Valentin Gabriel. Pentru. Domnul Paraschiv Ștefan. Abținere. Revenim la doamna Dumitriu. Doamna Dumitriu, mai sunteți? Abținere, ok. Deci, au fost pentru... Votul final au fost trei voturi pentru și 5 voturi abținere. Acest punct de pe ordinea de zi nu a trecut sau, cum vreți să vă spun, a picat. În consecință, probabil se va, nu probabil, ci sigur, se va aplica. Domnul secretar, da. Mulțumim. Vă rog, terminați fraza, domnul secretar. Se va aplica articolul 491 alineatul 3 din Codul Fiscal al României. În regulă. Colegii au adresă, decizia este asumată. Îmi pare foarte rău că se preferă să se facă această politică de prost gust și să lupte contra cetățenilor și uitați unde s-a ajuns. Mergeți în concediu liniștit, domnul Bine. Primar. Vă rog, am înțeles. Ședința închisă. Mergeți în concediu liniștit, stați în concediu. Declar ședința închisă. Mulțumim, ați făcut încă o ispravă demnă de lăudat. La revedere, dragi consilieri. Da.